Să zicem din toată inima, preamărit să fie Domnul! Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la cartea prorocului Iona și citim capitolul 1 în întregime, de la versetul 1 la 17. Cartea prorocului Iona, primul capitol, începem cu versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei a ajuns până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei și s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a zis: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovora cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Chiar dacă este o zi în care ar trebui să aducem multă mulțumire Domnului pentru toate lucrurile, totuși am căzut de acord împreună cu frații din conducere să avem această sărbătoare amplă, programul de seara, și pentru ca să nu ciuntesc din cuvântul pe care va fi vestit de fratele David de seară, am ales să vorbim cu totul despre un alt subiect. Și în această zi vom vorbi despre omul acesta, un proroc al Domnului. Chiar dacă este ciudat într-un fel omul acesta, el a fost un proroc al Domnului și a făcut lucrarea Domnului constrâns, poate, de împrejurările pe care Dumnezeu le-a adus în viața lui. Însă, până la urmă, Domnul s-a folosit de el și el a trebuit să primească și el lecțiile pe care trebuia să le învețe. Ce aș vrea în această zi, în mod deosebit, este ca Dumnezeu să-și reverse Duhul Său cel Sfânt peste noi, peste toți. Eu nu pot să vestesc cuvântul, să aduc cuvântul Domnului, dacă Domnul nu vine peste mine cu puterea Duhului Lui cel Sfânt. Și noi toți nu putem să ascultăm cuvântul Domnului dacă Duhul Sfânt nu ne cercetează inimile prin cuvântul pe care Dumnezeu ne-l dă.
Și aș vrea să vă spun că cuvântul acesta, chiar dacă va fi un cuvânt de atenționare în această zi, nu este numai pentru dumneavoastră, este de aceeași măsură și pentru mine personal. Cel ce vestește un cuvânt, aduce un cuvânt al Domnului, nu se exclude atunci când cuvântul acela este și pentru el. Și aș dori ca Domnul să ne dea cuvântul lui în această zi, din plin, tuturor. Această istorie a prorocului Iona este o istorie interesantă, mai ales din cauza peștelui mare care l-a înghețit pe Iona. Toate ca toate. Dar când se ajunge la peștele acesta mare, nu mai poate fi în mintea unora adevărat. Adică cum un om să stea în pântecele unui pește 3 zile și 3 nopți și să nu fie consumat de peștele acesta, și după 3 zile, bine mersi, ajunge înapoi pe uscat și își vede de treabă, își face lucrarea lui mai departe. Și când oamenii ajung la pește cel mare, zic până aici, până aici ajunge. Nu mai vrem să mai auzim pentru că n-are cum să fie adevărat. Însă, noi care cunoaștem pe Dumnezeu, credem și știm că Dumnezeu face minuni. Locul acesta nu este altceva decât o minune pe care Dumnezeu a făcut-o. De aceea s-a întâmplat așa. Acum, în mintea necredincioasă a unor oameni, ei nu vor să accepte această întâmplare ca fiind o realitate. Teologii liberali și chiar și cei care studiază Biblia, care sunt liberali și necredincioșii, numesc această întâmplare ca fiind o ficțiune sau o poveste alegorică sau o narațiune, o parabolă. Nici într-un caz nu vor să accepte că a fost o realitate. Însă, ceea ce mă bucură este că am găsit în Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos gândește altfel decât teologii liberali și decât oamenii necredincioși. Și ascultați, Domnul Iisus Hristos în mod sigur recunoaște această întâmplare ca și o realitate istorică. În Matei, în capitolul 12, versetul 39 până la 41, citim așa. Drept răspuns, el i-a zis, un neam viclean și preacurvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Și acum ascultați. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Ori dacă întâmplarea aceasta ar fi fost doar o parabolă, un exemplu dat de Iona, cum își imaginează unii că a fost doar o imaginație a unui om care a scris-o, atunci cum se vor ridica oamenii dintr-o imaginație în ziua judecății, când ei n-au existat niciodată? Cum se vor ridica? De unde se vor ridica? Dintr-o parabolă? Dintr-o imaginație? Dintr-o pildă? Nici vorbă, frații mei. Întâmplarea cu Iona. Și noi credem lucrul acesta, că întâmplarea cu Iona s-a întâmplat exact așa cum este scrisă în Sfânta Scriptură. Domnul Iisus a numit această întâmplare un semn al învierii sale și ce-mi place foarte mult aici, în pasajul pe care l-am citit, că Domnul Iisus spune, ascultați, peștele cel mare, pocăința ninivenilor, învierea sa și ziua judecății, toate în aceeași categorie. Și când Dumnezeu, când Domnul Iisus face lucrul acesta, este clar, frații mei, pentru noi, foarte clar că acest eveniment care a avut loc exact așa cum este scris și mai ales că Iona a fost călăuzit de Duhul Sfânt să scrie această carte fără nicio încercare de a-și scuza acțiunile. Poate s-ar fi gândit Iona, hai mă să nu scriu asta, că mă fac de rușine. Iona n-a spus asta, a scris exact așa cum s-a întâmplat. Și de aceea noi citim în Sfânta Scriptură, istoria aceasta, cum am spus, cu peștele cel mare, este o adevărată minune care are menirea să confirme misiunea divină a lui Iona pentru cetatea Ninive. Ce s-a întâmplat de fapt? Să nu credeți dumneavoastră că Iona când a ajuns
în Ninive, nimeni din cetate n-a vorbit cu el. El a trecut prin cetate de la un capăt la altul, a strigat încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, dar nimeni n-a vorbit cu el nimic. Nu, eu nu cred lucrul acesta. Din potrivă, eu cred că oamenii l-au abordat, l-au chemat și poate chiar a stat în fața împăratului din Ninive. Și omul acesta probabil avea și niște semne pe el, cum a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele unui pește, probabil că avea niște dovezi pe care să le arate. Și însăși faptul că el a fost în pântecele acestui pește 3 zile și 3 nopți, a fost pentru niveni o minune. Omul acesta, au spus ei, este cu adevărat trimis de Dumnezeu. De unde l-a scos Dumnezeu, de unde l-a adus Dumnezeu și l-a adus la noi, este un motiv, este ceva de luat în seamă, nu este ceva de ignorat. Domnul Iisus a spus că Iona a fost un semn pentru niniveni. În capitolul 11 din Luca, în versetul 30, citim așa: căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Ce înseamnă că Iona a fost un semn pentru niniveni? A fost ceva diferit, ceva neobișnuit, ceva aparte, care ei au văzut. Asta înseamnă că Iona a fost un semn pentru niniveni. Însă, mare atenție, Domnul Iisus Hristos, care este respins de atâția oameni în lumea în care noi trăim, El este un semn pentru toți oamenii. Și oamenii se uită la El și îl batjocoresc, așa cum a făcut și atunci când a fost pe cruce. Și oamenii îl resping și nu-l cred, măcar că se văd în El semnele pe care Dumnezeu a îngăduit ca El să le aibă în trupul Lui. Și oamenii cu toate acestea continuă să-L respingă. Pe Iona l-au primit ninivenii și pe Iisus Hristos îl resping oamenii astăzi. De ce? De ce se întâmplă așa? Este un lucru extraordinar. Oamenii aceia din Ninive, frații mei, spune cuvântul Domnului că au fost extrem de răi. Spune Biblia, în capitolul 4 din Iona, că nu știau să deosebească stânga de dreapta. Adică nu făceau diferență între bine și rău. Așa trăiau. Acolo erau toate lucrurile împreună. Nimic nu era bine, nimic nu era rău. Totul era voie, totul era permis, totul era normal. Și într-o asemenea viață, într-o asemenea societate, când s-a uitat Dumnezeu, a zis: trebuie să trimit un om. Și un om, nu Iisus Hristos, ci un om, un proroc al Domnului, s-a dus acolo. A fost un semn, s-a văzut ceva pe el. Și oamenii, la propovăduirea lui, s-au pocăit. Mulțumim Domnului pentru că noi am ajuns să-L cunoaștem pe Iisus Hristos și L-am acceptat în viața noastră ca și Mântuitor al nostru personal. Dar oamenii care nu-L primesc pe Iisus Hristos nu vor ajunge bine. Nu vor ajunge bine. Biblia menționează lucrul acesta și vreau să vă spun că iadul nu este făcut pentru oameni, dar din nefericire mulți oameni vor ajunge acolo, pentru că propovăduirea lui Iisus Hristos este respinsă de oameni până astăzi. Domnul să fie slăvit, pentru că noi suntem aici în această zi primind cuvântul Domnului. Iona înseamnă porumbel. În traducere, Iona înseamnă porumbel. Sunt un soi de porumbei care se numește porumbel poștaș sau porumbel voiajor, care au fost folosiți într-o vreme într-un scop foarte, foarte interesant. Acești porumbei știu să vină la locul în care sunt învățați, sunt obișnuiți, adică acasă sau unde sunt ei ținuți. Și oriunde ei duce, ei se întorc înapoi. În România și în Europa toată este un sport cu porumbei și se fac pariuri mari și concursuri extraordinare. Ei, porumbelul acesta era folosit în felul acesta. Când pleca de acasă, își lua cu el 2-3 porumbei și corespunda cu familia lui de acasă. Cum? Scria o mică scrisoare
pe care o lega de piciorul porumbelului și dădea drumul. Porumbelul ajungea acasă sau la locul unde era învățat să, că e casa lui și cei care erau acolo îl prindeau, luau bilețelul acela, luau scrisoarea aceea și o citeau. Și în felul acesta era un fel de poștă fără timbru. Și oamenii puteau să corespundă în felul acesta, pentru că porumbelul se întorcea înapoi. Iona trebuia să ducă mesajul lui Dumnezeu. Porumbel porumbelul a fost folosit pentru transmiterea mesajului. Și Iona trebuia să transmită un mesaj. L-a dus până la urmă, dar la început n-a vrut să meargă. Biblia ne spune că porumbelul este semnul sfințeniei. Știți că atunci când Duhul Sfânt a fost pogorât, s-a pogorât în chip de porumbel. Și Biblia ne spune în Matei, în capitolul 10, cu versetul 16, că porumbeii sunt fără răutate. Și Iona înseamnă porumbel. Și porumbeii sunt fără răutate. De ce, mi-am pus întrebarea, de ce Iona a refuzat să meargă la Ninive din prima? Să știți că a avut motive foarte serioase. E ușor să-l judecăm pe Iona că a vrut să fugă de fața Domnului și să nu meargă acolo la Ninive. Cel puțin două motive avea Iona pentru care n-a vrut să meargă la Ninive. În primul rând, Ninive era capitala Asiriei. Asiria sau asirienii erau dușmanii evreilor. Și Dumnezeu îl trimite pe Iona exact la dușmanii lor ca să le transmit un mesaj de pocăință. Și Iona a zis, Doamne, știu că dacă mă duc acolo, eu să le spun mesajul, oamenii aceia se vor pocăi și eu nu vreau asta, eu vreau să-i distrugi. Eu vreau să terminăm cu ei. Și în al doilea rând, asirienii erau un neam în care barbarismul, blasfemia și multe alte păcate erau la apogeu. Și asta spune chiar cuvântul Domnului. Adică era ceva fără limită și Iona a zis, între oamenii aia să mă duc acolo și a refuzat să meargă. Tars, pe de cealaltă parte, era o cetate situată în sud-vestul Spaniei, la aproximativ 4.000 de kilometri de Israel. Pe vremea aceea erau poate chiar cea mai lungă distanță posibilă la jumate din rotația Pământului. Și a spus, Iona, vreau să fug acolo, vreau să mă duc acolo. Ceea ce este foarte interesant însă, în versetul 3, pe care l-am citit eu în această zi, este ceva care pe mine m-a șocat din prima. În versetul 3 spune cuvântul Domnului că Iona a plătit prețul călătoriei. Și mi-am pus întrebarea, de ce a trebuit să fie menționat în Scriptură lucrul acesta? Normal că dacă cineva merge cu un mijloc de transport, își cumpără bilet, nu? De ce a trebuit să scrie în Scriptură că Iona a plătit prețul călătoriei? Practic, Iona a plătit prețul acestei călătorii de două ori. Odată când a cumpărat biletul respectiv și a dat banii și apoi a mai plătit prețul călătoriei la Tars, cu toate peripețiile prin care Iona a trecut. El n-a știut ce l-așteaptă. Nici nu s-a gândit Iona, nu s-ar fi dus pentru nimic în lume. De aceea, în această zi, aș vrea să numesc mesajul meu, cât costă biletul la Tars? Și am luat acest titlu dintr-o cântare a fratelui Marius Livanu din Italia, pe care am ascultat-o, mi-a plăcut așa de mult și oricum am gândit la alt titlu, tot la ăsta am ajuns înapoi, pentru că este mai interesant puțin. Cât costă biletul la Tars? Știți că Tars este locul unde se fuge de Domnul. Cât costă, cât este de scump să fugă cineva de Domnul? Cât este de scump să se depărteze cineva de Domnul? Cât costă biletul la Tars? În primul rând, fuga la Tars, adică departe de fața Domnului, atrage după sine furtuna și vântul năprasnic. Am citit în Sfânta Scriptură, în versetul 4,
Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Interesant că atunci când a plecat Iona, nu a fost furtuna. Poate că nu pleca corabia, știind că nu este timpul favorabil pentru asta, dar după ce a plecat corabia a venit o mare furtună. Un om fugea de Domnul și Domnul a spus, nu pot să stau indiferent, trebuie să-l atenționez cumva. Și aș vrea să spun în această zi că toți aceia care se duc departe de Domnul au această experiență. În viața lor vine furtuna și vântul năprasnic. Înainte, când era aproape de Domnul, era liniște și pace în casă. S-a depărtat de Domnul și acum este scandal, sunt nervi, este furtună. Este furtună și este vânt năprasnic. Înainte știa să fie blând și umil și acum, în loc de blândețe, este mânie, sunt nervi. Înainte avea un vocabular curat, stătea lângă Domnul, era aproape de Domnul, știa să vorbească frumos. Acum, când s-a depărtat de Domnul, în mijlocul furtunii din casă, are vorbe murdare și nu este nimic altceva decât furtună și vânt năprasnic. Și întrebarea este de ce? Pentru că s-a depărtat de Domnul. Și în depărtare de Domnul vine furtuna și vântul năprasnic. Dumnezeu nu îi va lăsa pe oameni așa cum nu l-a lăsat pe Iona neatenționat. Și ca și consecința depărtării de Domnul, oamenii experimentează furtună în familie, furtună la locul de muncă, furtună în societate, furtună peste tot, pentru că omul care era plin de răbdare, acum nu mai o are. Și un singur motiv, s-a depărtat de Domnul. Dar furtuna aceasta, să știți că atrage după sine și pierderi importante. Spune cuvântul Domnului, în versetul 5, prima parte, că au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Păi uneltele acestea erau unelte bune, dar ei le-au pus acolo că aveau nevoie de ele. Se foloseau de ele în anumite situații. Nu erau de aruncat. Păi de ce le-au aruncat? Pentru că furtuna atrage după sine pierderi importante. Atunci când era aproape de Domnul, știa să mângâie, știa să ajute, avea această putere să facă lucrul acesta. Acum, când a mers pe drumul înspre Tars, când s-a depărtat de Domnul, acum lovește, sparge, distruge și orice sparge este un lucru pierdut, pentru că odată spart, trebuie aruncat. Înainte lucra și era apreciat la locul lui de muncă. Ați întâlnit oameni de felul acesta care s-au depărtat de Domnul? Eu am știut pe cineva care a avut business deschis și când s-a depărtat de Domnul a pierdut tot. N-avea nici job. Înainte știa să cheltuie banii în mod înțelept. Știa să își îngrijească copiii și soția și familia. Și acum banii lui sunt dați pe droguri, pe țigări, pe băutură și sunt pierderi materiale. Am văzut mai mult în România decât aici oameni care, dacă nu venea cu salarul în ziua în care l-a primit, venea acasă cu buzunarul gol. Toți banii i-a băut, toți, pentru că depărtarea de Domnul atrage după sine furtuna și furtuna aduce pierderi. Oameni care s-au comportat diferit, foarte diferit și au pierdut atât de mult
chiar lumea aceasta, chiar lucruri fizice. Uneltele de care vorbim din barca lui Iona erau uneltele fizice ale oamenilor. Nu erau unelte spirituale, să nu credeți, erau cine știe ce unelte cu care ei lucrau acolo, ce făceau ei în corabie. Toate le-au aruncat. Pentru că depărtarea de Domnul atrage după sine furtuna și furtuna aduce și pierderi, pierderi materiale. Însă sunt lucruri mai grave care se întâmplă. Depărtarea de Domnul îl duce pe om într-o stare de nepăsare. Dacă ați fost atenți la versetul 5 pe care l-am citit, partea a doua, spune cuvântul Domnului că Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Eu mi-am pus întrebarea, cum a putut să facă lucrul acesta? Când era furtună. Vă dați seama, corabia aceea cum se mișca, da? Și el nu avea nicio treabă, dormea dus. Și de ce? Pentru că depărtarea de Dumnezeu atrage după sine profundă nepăsare. Omul prin care trebuia să vorbească Dumnezeu și prin care vorbea, a vorbit Dumnezeu înainte. Acum doarme. Și doarme dus. Așa spune Sfânta Scriptură, dus. Adică somn adânc. Nu-i mai pasă de nimic. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române. Nepăsător înseamnă că nu manifestă niciun fel de interes față de ce se petrece în jurul lui. Și exact așa a fost Iona. Și exact așa ajunge oricine se departe de Dumnezeu. Nu mai are niciun fel de interes față de orice se întâmplă în jurul lui. Nepăsător înseamnă indolent, înseamnă apatic, înseamnă indiferent. Nu contează nimic, contează să stau și să rămân mai departe în nepăsarea mea. În timp ce oamenii din barcă erau amenințați cu moartea, Iona dormea pe fundul corăbiei. Orice om care se depărtează de Dumnezeu își pierde acest sentiment față de cei din jurul lui. Nu mai are acea dorință, măi, să mă duc să îi vestesc cuvântul Domnului acestui om care este necredincios și știu că va ajunge în iad și știu că nu va ajunge bine, știu că va pieri odată și va pieri pentru veșnicie și nu mai am niciun fel de sentiment pentru el, nu mai îmi pasă de el deloc pentru că m-am depărtat de Dumnezeu, de aceea nu mai îmi pasă. Cât era aproape de Dumnezeu, Ion a prorocit și cuvântul Domnului ne spune în Sfânta Scriptură, pe vremea lui Ieroboam al doilea, a prorocit și s-a împlinit prorocia lui, pentru că Dumnezeu vorbea prin el și a fost un proroc al Domnului autentic. Și acum nu-i pasă de nimeni, nu-i pasă de nimic. Doarme și doarme dus. Așa de bine doarme că cel mai confortabil pat, saltea, eu știu, de memory foam, ce o fi mai sofisticat în zilele noastre. Nu se poate compara cu somnul acesta, somnul acesta al lui Iona, al nepăsării și al indiferenței. Numai că Biblia ne atenționează și atunci când Pavel îi scrie lui Timotei prima carte, la 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 14, veți găsi scris așa: nu fi nepăsător de darul care este în tine. Dumnezeu nu vrea, frații mei, ca noi să fim nepăsători. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a dat un dar. Și în jurul nostru sunt mulți oameni necredincioși. Și Dumnezeu vrea să se folosească de mine și de tine. Pentru ca omul acela să audă cuvântul Domnului. Eu nu sunt obligat să pocuiesc pe nimeni. Dar datoria mea este să duc cuvântul Domnului oamenilor care nu l-au auzit. Oamenilor care merg pe calea pierzării. Asta este datoria noastră a fiecăruia dintre noi. Nepăsarea este un lucru care îl deranjează pe Dumnezeu. Nu putem să stăm nepăsători și să fim plăcuți Domnului. Nu se poate, sunt două lucruri contrare. Ori placi Domnului și ești activ pentru Dumnezeu, ori ești nepăsător, dar când ești nepăsător nu poți să fii decât departe de Domnul. Pentru că în apropiere de Domnul, într-o viață trăită în apropiere de Domnul, nu există nepăsare. Nepăsarea vine când
Oamenii se departă de Dumnezeu. În Evrei, în capitolul 2, cu versetul 2 și 3, citim în felul următor. Și vreau să fiți, este un cuvânt din Sfânta Scriptură de mare atenționare pentru noi. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, ascultați, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cum vom scăpa când cuvântul Domnului pune această întrebare? Înseamnă că este cineva pe urmele noastre de care nu vom scăpa. Asta înseamnă. Este cineva care ne urmărește. Și oricine trăiește nepăsare nu poate să scape fără să își primească răsplata pentru nepăsarea lui, să spun așa. Pentru că nepăsarea este un lucru grav înaintea Domnului. Cum poate un om nepăsător să ajungă în cer, frații mei? Cum poate un om nepăsător în cer unde este atât activitate să fie un om nepăsător în cer? Nu se poate. De aceea Dumnezeu nu poate să ducă pe cei nepăsători în cer. Pentru că în cer nu este nepăsare. Nu poate fi. Nu există așa ceva. Dumnezeu să ne deschidă inima fiecăruia dintre noi și să înțelegem. Nu toți suntem predicatori, dar fiecare avem un dar de la Domnul. Și fiecare trebuie să folosim darul pe care Dumnezeu ne l-a dat, exact așa cum l-am primit de la Domnul, fără să ne complacem în nepăsarea și confortul nostru. Dumnezeu să ne ajute și să ne trezească la o viață după voia Lui. Apoi, în al treilea rând, consecințele depărtării de Dumnezeu sunt suportate chiar de cei din jur. Ascultați ce spune Iona, foarte sincer este omul acesta. Îmi place de el, cel puțin în privința aceasta. În versetul 12, din primul capitol, spune așa. Spune că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Păi ăștia erau nevinovați, oamenii ăștia. Dar avea nicio vină, toată vina era a lui Iona. Și Iona recunoaște, din vina mea vine peste voi această mare furtună. Pentru că atunci când cineva se departe de Domnul, nu numai el are de suferit, ci au de suferit și cei din jurul lui. Am văzut familie și de câte ori s-a întâmplat lucrul acesta în care mama a plecat cu șeful ei și a suferit soțul enorm de mult și a suferit copiii enorm de mult. Și de câte ori vorbeai ceva, am stat de vorbă chiar cu unul din acești copii și pleca cap în jos. Era mare deja, avea peste 30 de ani. Era mare, se uita în jos. Se uita în jos pentru că suferea și nu era el vinovat. El s-a căsătorit și avea familia lui și era bine. Dar nu puteai să-i spui nimic, pentru că cineva din familia lui s-a depărtat de Domnul și cei din jur au avut atât de mult de suferit. Da? Când tata vine acasă, mor de beat și copiii fugeau peste tot unde puteau și soția se ascundea nu știu pe unde. De ce? Pentru că el lua la bătaie. Așa făcea, așa se manifesta el când era beat. Și când era beat, sufereau toți din jurul lui. El s-a depărtat de Domnul și toți sufereau. Cu alte cuvinte, vorbele lui Iona, din vina mea, vine peste voi această mare furtună. Depărtarea de Dumnezeu, frații mei, este foarte scumpă. Prețul depărtării de Domnul este așa de mare încât noi nu îi putem permite să-l plătim. Niciun om nu vrea să-l plătească, dar mulți îl plătesc tocmai pentru că se duc departe de Domnul. Și în ultimul rând, cât costă biletul care duce la Tars? Oamenii care se duc departe de Dumnezeu vor ajunge în final în adânc. Iona, când era în pântecele peștelui, s-a rugat Domnului. Și în rugăciunea lui, în capitolul 2, în versetul 3 și apoi în versetul 5, el de două ori spune
cuvântul acesta. Și totuși, spune prima dată, mă aruncaseși în adânc. Când se roagă Domnului, mă aruncaseși în adânc, așa spune Domnului. Și apoi în versetul 5 spune, adâncul m-a învăluit. Ce este adâncul? Vă citesc din Sfânta Scriptură. Aș vrea să ne îngrozim când auzim cuvântul acesta. Știți că duhurile necurate nu vreau să fie aruncate în adânc. Se îngrozeau când auzeau adânc. Și noi ar trebui să ne îngrozim de adânc. Fiecare dintre noi, când auzim cuvântul adânc, ar trebui să ne îngrozim. Apocalipsa 20, de la 1 până la 3. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur și pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile. Cine dorește să ajungă în adânc? Nimeni nu dorește să ajungă în adânc. Noi nu dorim să ajungem în adânc. Doamne, ferește-ne! De ce? Pentru că în adânc este diavolul. Biblia spune că diavolul este aruncat în adânc. Orice om care se depărtează de Domnul și se duce departe de Domnul, în final va ajunge în adânc. Și lucrul acesta nu este ceva de speriat, adică o expresie cu care o să vă sperii în această zi, ci este o realitate care trebuie să ne îngrozească. Pentru că prețul biletului care duce la Tars este mult prea scump. Este costul vieții. Și nu o viață pământească, nu o viață de 80 de ani. Este costul vieții veșnice. Cine dă o viață veșnică pentru ceva care nu se merită? Noi în lumea în care trăim, obișnuim să facem afaceri veritabile, profitabile. Adică să dăm ceva mic pe ceva mare. Să dăm ceva mai ieftin pe ceva mai scump. Însă prețul biletului care duce la Tars, departe de fața Domnului, este așa de mare încât oamenii dau totul. Și-au pierdut totul și-au rămas cu zero, cu absolut nimic. Ba mai mult decât atât. Și-au luat toate părțile negative deasupra lor. Pentru că în iad, frații mei, nu va fi o stare de liniște pasivă, cumva să nu mai intereseze pe Dumnezeu de nimeni acolo. Spune Biblia că iadul nu este altceva decât locul unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Păi cine vrea să ajungă acolo? Nimeni nu vrea să ajungă acolo. Dar oamenii care se departă de Domnul vor ajunge. Vor ajunge acolo. Nu te du pe drumul care merge la Tars. Te rog din toată inima, ascultați-mă tineri, toți care sunteți aici, în această zi. Este prea scump prețul care se plătește. Mult prea scump pentru ca să-ți poți permite să plătești prețul acesta. Nu te du pe drumul care duce la Tars, pentru că drumul acesta te depărtează de Dumnezeu. Rămâi aproape de Domnul. Știi că în apropiere de Dumnezeu, tot ce este rău pe partea cealaltă devine pe partea asta doar fericire, doar bucurie, doar pace, doar slavă. Și acolo vrea Dumnezeu să ne ducă pe noi, pe toți. Nici unul dintre noi nu este predestinat pentru iad și Dumnezeu nu vrea ca unul dintre noi, vreunul dintre noi să ajungă în iad. De aceea ne atenționează despre ceea ce se poate întâmpla, dar în același timp ne cheamă și ne oferă viața veșnică în rai cu Dumnezeu, acolo unde este bine, acolo unde este foarte bine, acolo unde este extrem de bine, acolo unde nu este loc mai bun nicăieri, acolo unde mintea noastră nu poate să priceapă și noi nu putem să gândim,
Așa lucruri minunate le-a pregătit Dumnezeu pentru copiii lui. Haideți să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu tot mai mult. Și haideți ca apropierea noastră de Dumnezeu să fie reală și vom ajunge cu toții în rai, în împărăția lui Dumnezeu, care a pregătit-o pentru toți cei care îl slujesc pe El. Domnul să ne ajute pe toți. Amin.